dimineața. După cum ați văzut, la noi în zonă se stropește contra țânțarilor, așa în fiecare an, dar e primul an cu elicopter, de obicei era un avion mai vechi. Și cam de două ori pe vară se stropește și să știți că țânțarii nu prea sunt. Hai să dau mâncare la pești. Ieri ați văzut că am mâncat acea șaorma din Costinești. Eu am mai luat încă vreo două guri. Este și acum jumătate. Am simțit, când am ajuns la puțin sos, v-am zis că nu are sos sau nu știu, am simțit că are un gust mai ciudat. Nu am mai mâncat și, ce să vă spun, m-am îmbolnăvit. Astăzi ar trebui să merg în Neptun și Olimp. Ezit, dar cred că totuși o să merg, o să trec prima dată pe la farmacie. Nu prea am dormit noaptea asta. Șaurma era stricată. Șaurma aceea de 32 de lei, șaurma mică. O să trec pe la farmacie și mergem până la urmă în Neptun și Olimp. Azi este vineri, o să fie destul de aglomerat. Nici asta nu-mi convine. Drumul o să fie, vă dați seama, toată lumea vine la mare în weekend. Dar Haideți să mergem. Am oprit pe drum, am găsit o farmacie, mi-am luat Imodium. Am luat deja două. Sper să-și facă efectul, să mă simt mai bine. Mai avem puțin până la Neptun, cam 20 de kilometri. Prima dată mergem la Neptun. Uitați, de la drumul național până Neptun este un drum foarte fain, cu multă verdeață. Mă simt ca la munte. Deja o vilă albă pentru Neptun. Totdeauna a fost o stațiune mai verde și mai liniștită. Hai să vedem cum se prezintă și acum. Am parcat mașina. Ia uitați, locuri de parcare suficiente. Am mai trecut pe lângă două parcări, erau mai goale. Suntem aproape de centru. Bate puțin vântul. Azi noaptea și plouat. Da. Hai să vedem întâi centru și mai urmă pe malul mării. Pizzeria Prichindel, văd acolo și o roată, cred că este tot așa un sat de vacanță. Au și circ. Când eram eu tânăr, fecior, în timpul facultății, în perioada aceea, de 1 mai, noi, constanțenii, cea mai mare plăcere a noastră era să venim la Neptun sau la Olimp. La Olimp veneau doar ăia bogați. Veneam de 1 mai, 3 zile, dormeam aici, luam camere la hotel și era ceva extraordinar. Mi se părea pe vremea Neptun și Olimpul altceva. Acum toată lumea merge la Mamaia. Înainte, tradiția, dar veneau din toată țara, veneau la Neptun. O biserică nouă aici, în construcție. Este destul de liniște. Hotelurile arată ca acum 20 de ani, 30 de ani. Nici măcar o vopsea nu au dat. Arată rău, parcă sunt părăsite. Spațiul ăsta verde e neîngrijit. Uitați ce rău arată hotelurile. Sunt multe asemănătoare. Vai de mine ce rău arată. Asta este centrul. Destul de puțină lume. Așa îmi place. Aici cam
părăseală. Gunoaie. Spațiu verde neîngrijit. Acolo iar văd un hotel care arată rău, părerea mea. Aici era poșta înainte și asta este închisă. Acum este cam dezolant. Burger India, Delhi. Uitați aici, vis-a-vis, era cea mai cunoscută terasă. Stăteam cu orele să prindem un loc la o masă și după aia nu mai plecam. Acum văd că e goală. Bine, este și foarte devreme, dar nu mai arată bine. Mie nu-mi place. Drumul către mare. O să mergem și noi, puțin mergem până în capătul stațiunii și după aia mergem către mare. Hai să mai vedem cum arată. Până acum nu am văzut nimic nou, nimic care să te atragă ca turist. Toate hotelurile sunt la fel ca acum 25-30 de ani. Neptunul și Olimpul aparțin de primăria Mangalia. Dar multe gunoaie. Hotelul acesta mare arată mai rău ca niciodată. Multă verdeață, dar nepăsare. Gunoaie peste tot. Și destul de puțin turiști. Vine toți la plajă. Spații de vânzare, nu a mers. Am intrat și eu într-o alimentară să-mi iau o apă și prețurile sunt de litoral. O apă mică, 8 lei la alimentară. Cam scump. Hotel Apollo, mama mea. Pentru cine este interesat de o afacere, la un preț de numai 1.350.000, puteți cumpăra acest spațiu comercial. Arată chiar bine și prețul e ok, e mai mult decât ok, gratis, 1.350.000, oricine are. mai este un spațiu aici de vânzare, 1.500.000. Da, convenabil. Afacerea se vede că merge. 1.500.000. Mergem și către plajă. Ia uitați, hotel. În părăsire. Hai de mine, vă spun, am un nod în gât că trebuie să arăt așa lucruri urâte. Asta este staționarea mea preferată. Am amintiri foarte, foarte frumoase de aici. Da. Cam așa arată cazarea în Neptun. Mult mai rău decât acum 25 de ani. Dacă ăsta are două stele, pe mine mă cheamă, nu mai zic. O doamnă mai devreme în fața mea a scuipat pe jos, Dita mai scuipatul. Of.
lacul din Neptun și vreau să vă arăt în sfârșit ceva frumos. Este populat cu lebede. Ia uitați câte lebede aici. În dreapta sunt și mai multe. Ce frumoase sunt! Nu mușca de fund. De ce ești rea? Vedeți, au niște marcaje. Cred că sunt controlate de cineva. Ia, cum arată ea. Salut! E curioasă. Vin la mal pentru că lumea le dă de mâncare. Uitați acolo, sunt și mai multe. În față văd iar. Ce blânde sunt. S-au obișnuit cu oamenii. Grațioase și frumoase. Se spală ele acum. O, ce viteză are asta. Vine la mine. Aoleu, m-a săsăit. Nu mă mușca. Asta e gâscan, e lăbădoi. Dacă v-ați uitat la filmul meu, când am fost la barul Bobite din la Servinți, nu m-au alergat gâștele de acolo. Frumos! Pentru lac și pentru verdeață, Neptunul are notate de la mine. Uitați. Și acolo văd ceva construcții mai noi, care arată puțin mai bine. În față putem să mergem și la Iohannis, când, dacă o fi aici în zona. A început să bată vântul. Aici este ca un pod, ca o pasarelă. Pe partea asta a lacului erau lebedele, dar am văzut foarte, foarte multe. Aici, da, îmi place. Sunt foarte multe în locuri unde sunt hrănite de oameni. Puteți da și la pește. Fain, aici îmi place. Ajungem la celebra plajă la Steaguri din Neptun. Terase. Este muzica tare dintr-o alimentare. Nu înțeleg de ce într-o alimentare ar trebui să dai muzica la maxim, deci nu se poate sta înăuntru. Ce bab, mi-e frică să mai mănânc așa ceva. Ia uitați, muzica peste tot. Luna, luna, luna. Domnul nu vrea să mă filmeze. Buongiorno, Adriano. Domnul de aici n-a vrut să mă servească pentru că am zis că e muzica prea tare. Uitați, mi-a pus în farfurie și n-a vrut să mă mai servească. Domnul de aici n-a mai vrut să mă servească, îmi pusese în farfurie și am zis că e muzica prea tare, nu ne înțelegem. Mi-a arătat degetul din mijloc, acum a oprit muzica sau să spate a oprit muzica. Mi-a pus hamsile înapoi acolo și n-a mai vrut să mă servească. Uitați, aici. No picture, movie. Uitați. Hai bate, mă. N-ai dreptul să filmezi, e proprietate privată. Ești aici sunt. Aici sunt pe domeniul public. Sunt pe domeniul public aici. Ce faci? Cheamă. E proprietate privată. Ești în pula mea de aici.
Au venit cam patru domni. Mai puțin să opresc. Am revenit, era muzica foarte, foarte tare. Muzica este peste tot, peste tot aici. Am găsit un colț unde se aude mai puțin muzica. Au ieșit să continue, au ieșit după mine cam patru domni. Unul dintre el așa la vreo 150 de kg tatuat. M-au făcut în toate felurile. Au zis că mă calecă, că ce o să-mi facă, că cine sunt. Mai aveau puțin și zbulgeau telefonul din mână. N-am putut să filmez. Nu știu acum ce să fac, să sun la poliție, să sun la OPC. Mai bine mă calmez și vedeți dumneavoastră care sunt condițiile de pe litoral. Așa e tratat dacă vrei să cumperi ceva. Și am zis doar că am comandat hamsiile și nu mă auzea. Și am zis, dă puțin muzica mai încet, este foarte tare, era îngrozitor de tare, avea boxa chiar lângă el. L-a deranjat, a zis că nu mai servește și a început circul, să mă amenințe, să... Ce ar trebui să fac? Ce ar trebui să zic? Mă vedeți violent? Mă vedeți? Eu cred că sunt destul de calm și încerc să vă arăt realitatea. Poate cineva să zică că mi-o caut cu lumânarea. Dar de ce? De ce? Pentru că n-am filmat personajul până nu mi-a aruncat hamsia înapoi și n-a vrut să zic că nu mă mai servește, pentru că am zis să dea muzica puțin mai încet să ne înțelegem. Adică nu am căutat deloc motiv de ceartă sau... Nu mai sunt, sunt supărat, sunt dezamăgit. Vai de mine, vai de mine. Hai de mine. În alte țări nu mai știu ce să facă, se bucur când filmezi, pentru că le faci cumva reclamă. Dacă ai un produs bun, de ce să te ferești? Spuneți dumneavoastră, ce ar trebui să fac acum? Stațiunea era goală, dar uitați, toată lumea este pe plajă. Nu o să mai iau pe plajă, pentru că este foarte curat, nu mai pe unde să treci. Foarte, foarte, foarte multă lume. Apa văd ceva mai murdară, mai tulbure, plină de alge. Nu chiar prea de alge, dar da, sunt ceva și ceva gunoaie. Intrarea în apă este lină, arată ok. Astăzi nu am reușit să păstrez tradiția să mănânc hamsi. Poate e mai bine dacă erau stricate și aici. Pe partea asta a digului apa este mult mai curată, chiar arată bine aici, îmi place. Uitați, asta este digul din Neptun. Cam asta este Neptunul. Mai multe rele decât bune. Dar mai bine să vă arate cineva realitatea. Asta este realitatea, nu altceva. Pe aici dacă ai căzut, ăla ești. Toaletă 2 lei. Este singura care am văzut până acum în Neptun. Plaja asta arată ceva mai bine. Și paleza arată puțin mai bine aici. Muzică peste tot, peste tot, pe plajă, la alimentară, la orice colț este muzică. Maxim, maxim, maxim. Vai de mine. În Neptun nu am reușit să mănânc nimic. O iau încet către mașină și mergem la Olimp. Mă simt și rău, sunt și dezamăgit. Ce să mai zic acum? Nu am provocat pe nimeni. Pur și simplu, asta este ospitalitatea românească. Păcat de locurile astea, absolut superbe. Uitați ce au făcut oamenii din ele. Nu mă refer la acest lac. Aici nu a intervenit omul. Asta este natura. Dar unde a intervenit omul,
vede și dumneavoastră ce, ce se întâmplă sau ce poți să pățești. Pentru o porție de hamsi de 10 lei, adică 1 milion kilogramul. Și nu erau hamsi, era și prot. Deci era un anunț mincinos. Era și prot, nu erau hamsi. Aici, în dreapta, se aud oameni care cosesc iarba. M-aș urca pe, pe bancă, dar tot nu se vede, este gardul foarte înalt. Aici este vila de la Neptun, a președintelui. Ia să vedem dacă, dacă pot să filmez pe aici. Mare lucru nu se vede. Iohannis, Iohannis stai aici. Eu o să spun cine stă aici. Cine? Acum. Cine? Păi cineva de la Ministerul Muncii. De la Ministerul Muncii? Să zile de protocol. Da, știu. Aia de acolo era pentru președinte. A, mai în față? Prima, prima, uite, drept înainte. A, acolo? Direcția asta este un lac mai mic decât ăsta, e Neptun 3. A, n-am știut. Acolo este vila de protocol. N-am știut. Și aici e doamna de la Ministerul Muncii, doamna cea nouă. E cine? Nu e, din partea aia. A, mulțumesc mult. Bă, sper că nu... Mă văd pe undeva. Nu, 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 nu. Na. Politica. Au, dar ce fain e înăuntru. Este imensă locația. Sunt, cred că, hectare. Ia, pe aici. Se vede? Sunăm la ușa. Doamna de la Ministerul Muncii. Sunteți acasă? Mamă, ce alei, ce verdeață, ce, ce frumusețe. Intrăm și noi în politică? Deci aici se poate. Deci primarul sau statul român aici poate să întrețină. Uitați cât de bine arată. Iar cealaltă parte a stațiunii care ar fi mult mai importantă, uitați cum arată. Hoteluri care arată dezolant. Parcă sunt în părăsire. Bine că ține natura cu noi și ne oferă așa ceva, minunății. Au băgat și un câine periculos aici. Asta este foișorul. Dar cred că mai sunt multe ca, ca ăsta. Uitați cât de bine arată. Aleile și nici în grădina botanică nu, nu am văzut așa frumusețe. Deci aici se poate. Aici câte vile sunt, cred că sunt multe, pentru că eu tot am dat ocol. Și uitați cum arată iarba. Și hai să vă arăt și lângă gard. Imediat unde tot statul român ar trebui să... Să fac. Hai să vedem dacă se vede. Uitați aici, tot e pârjolit, ars. Și cum arată aici. Interesant. Am văzut și că fotografiatul este interzis, dar eu nu fotografiez, filmez. Este obiectiv aflat sub pază militară. Dar nu este tot al nostru, al românilor, acest obiectiv păzit. Pătrunderea ilegală se pedepsește, infracțiune, pază militară. Doar unii dintre români au drepturi, ceilalți nu. Ia uitați aici, tot felul de vile cu piscine, cu proprietăți de astea, proprietăți de astea imense pentru domnii din politică. O altă vilă cu piscină în față, multă verdeață. Uitați și un loc frumos aici în Neptun. Hotel Insula Neptun. Chiar arată bine, așa cu un canal care trece prin față.
cu nuferi întreținut. E, așa da. Te vă arăt și bune și rele. Cred că v-ați obișnuit cu mine deja. Eu am înconjurat lacul să mă calmez puțin. Mă tot gândesc, ar trebui să sun eu la poliție sau la protecția consumatorului. Dar știți ce înseamnă asta? Trebuie să vin după aia de vreo 3-4 ori la poliția Mangalia, care nu este chiar aproape de mine, și să le dau explicații. Protecția consumatorului cine știe când vine, poate vine mâine, că nu o să vină în 5 minute ca poliția. Ar fi, da, asta în situația bună, când vine poliția în 5 minute. Ce ar trebui să fac? O să merg spre mașină. Nu știu ce să fac, să merg și spre Olimp. Pentru că nu mă simt bine. Am trecut pe lângă o familie și erau mai mulți băieți, cred că erau două familii. Și copiii întrebau unde găsesc aparate de pumn, să dea cu pumnul. Ce înseamnă asta? Ei vreau să dea cu pumnii. Sunt aparate de pumn. Centrul de informare și promovare turistică, ia. Hai să intrăm. România. Uitați. Și astea tot de aulă. Nu pot să urc. Aulă, alunecă. Aulă. Tot de stația Neptun aparțin. Astea de ce sunt în părăsire? Deci pentru politicieni se poate luxul de pe lume. Aulă. Ia, nu mai sunt geamuri, nu mai este nimic. Hai să văd un cobor acum. Facem și azi de necaz, cu toate că nu mă simt bine. Aole, pe aici nu iau, că sunt multe joburi. Foarte frumoasă natura. Aole, drumul ăsta se înfundă. Aici e o toaletă publică și este gratis. Hotel Istria, 2 stele. Niciodată nu să aibă hotelul ăsta 2 stele. Aici nu mai scrie ce hotel este. Vai de mine, cât de rău arată. Eu o să merg spre mașină. Dacă găsesc pe drum, o să cumpăr ceva de mâncare la pachet, pentru că nu mă simt bine
și o să filmăm data viitoare Olimpul. Da, îmi pare rău. Aici este intrarea la hotel. Au pus lanț. Ce înseamnă asta? N-ai voie să intri? Au floști, fain. Ei, mai bine luăm pe aici. Aici este gunoiul, este plin. O să calc pe aici, iarba verde nu mai este de mult. Să ies în drumul principal. Hai, poate găsim un sandwich ceva, să luăm la pachet. Uitați hotelurile cum arată. Jupuite. Am vrut să intru aici la Springtime. Înainte eu eram fan Springtime, mai ales când eram student în București. Și ca să nu mai cauz scandal, am întrebat dacă m-a să filmez și nu m-au lăsat. Îmi văd de treaba mea. Chiar nu mai vreau să vă arăt lucruri negative. Uitați, muzica este la maxim vis-a-vis de biserică. Nici nu pot, dacă intri acolo nu te înțelegi, John Com. Muzica este la maxim. Și mai bine că am întrebat, că chiar nu mai vreau scandal. Nu am găsit niciun loc unde să vând ceva, un sandwich, o shawarma. O fi de vreme, o deschide după ora 12, nu știu. M-am urcat deja în mașină. O să merg încet, dacă găsesc stânga-dreapta, opresc și luăm ceva la pachet. Asta este stațiunea mea de suflet și atât de rău îmi pare că găsesc altceva decât știam eu. Uite, ăștia de la ANAF treia să vorbesc cu ei. Sol de jocuri. Foarte multe, deschise non-stop. Hai, poate găsim să luăm un sandwich pentru acasă. Deși mi-e frică. Mi pare rău, nu am găsit nimic deschis. Sunt tot fel de marketuri. Hotel Miorița. Uitați cât de rău arată. De pe vremea lui Ceaușescu nu au mai făcut absolut nimic. Mă simt rău, vreau să filmez și Olimpul, era chiar aici în față. O să merg spre casă și filmăm altă dată Olimpul. Am plecat spre casă, am zis nu mă simt bine. Până mâine sigur îmi trece. Acum să facem încheierea. Asta este localitatea, stațiunea Neptun. Din perla litoralului, este într-o mare degradare, atât ceea ce privește ce se oferă pentru turiști și ca și grad de civilizație. Ați văzut acel macac, după au fost vreo 4, n-aveam cum să-i filmez, au vrut să-mi smulgă telefonul. Nu știu dacă m-ați cunoscut cât de cât. Eu nu sunt violent, dar nici nu mi-e frică de asemenea specimene. Nu mi-este frică deloc, îi înfrunt. Vreau să arăt realitatea, să vedeți și dumneavoastră ce pățești așa, de la o simplă rugăminte. Să dea muzica puțin mai încet, pentru că nu ne înțelegeam. Nu auzea ce i-am comandat. Na. Cu regret, iar v-am arătat ceva părți negative dintr-o stațiune. Sper ca următoarea să fie mai ok. Dacă nu, eu la fel o să vă arăt bune cu rele. Ce să zic, o să merg spre casă, o să postez azi acest film. Eu vă mulțumesc, vă spun la revedere. Trageți dumneavoastră concluziile. O să mă mai gândesc
pentru că am 30 de zile, dacă depun reclamație la poliție și am stat mai bine și m-am gândit, chiar ar trebui, am 30 de zile, am filmările, pot să le pun. Singura chestie este că trebuie să bat drumul de nu știu câte ori până la poliția Mangalia și chestii de astea și nu prea am chef. Dar mă mai gândesc. Astea fiind spuse, eu vă mulțumesc și nu uitați, ținem legătura. Ne vedem cu o nouă stațiune. Sper cu toate bunele.